veneau la mine apoi și mă întrebau: părinte, am fost la unul care zice că face magie albă. Și da, eu le răspundeam că magia neagră sau albă, unui tată s-o și altui mumă sa. Adică tot același stăpân, adică tot pe același diavol îl are ca stăpân, cel care face albă sau neagră, tot aia este. Deci omul, în general, pendulează între Dumnezeu și cel rău, din păcate. Salutare, prieteni, bun găsit din nou la podcastul Relație versus Religie. Împreună cu noi îl avem și de această dată pe Cristian Florea. Mulțumesc pentru invitație. Și povesteam câteva lucruri din viața lui, legate slujirea lui, legate multe alte lucruri care s-au întâmplat. Și vă reamintesc faptul că acest podcast este bazat pe această carte, Dumnezeu te iubește. Discutăm despre ea. Discutăm despre lucruri ce țin de viața noastră spirituală și, Cristian, am ajuns la capitolul 1. Capitolul 1, care este foarte interesant și aș vrea să povestim puțin despre el, se numește Împărăția lui Dumnezeu versus, dacă vrei, Împărăția Lumii. Niște termeni pe care aș vrea să-i dezarhivăm, dacă îmi permit, să-i facem puțin relevanți pentru cei care ne urmăresc. Spune-ne câteva lucruri. Ce înseamnă pentru tine Împărăția lui Dumnezeu și Împărăția Lumii? Dumnezeu de la început a creat lumea ca pe un dar și pentru om, iar omul să se simtă ca în Împărăția lui Dumnezeu. La sfârșitul lumii acesteia, Dumnezeu vine din nou cu oferta de a locui omul în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, conceptul acesta de împărăție îl vedem atât la începutul vieții noastre ca umanitate pe pământ, cât și la sfârșitul umanității, să spunem așa. Însă, datorită infiltrării, să spunem, celui rău, s-a creat și o altă împărăție, și anume Împărăția Lumii. Împărăția lui Dumnezeu este condusă de către Dumnezeu, că de asta îi spune a lui Dumnezeu, și este condusă de legile sau poruncile sau relația de dragoste pe care omul o are cu Dumnezeu. Iar Împărăția Lumii este condusă de Satan sau de înseamnă rebeliunea sau revolta omului împotriva lui Dumnezeu într-un mod gratuit, bineînțeles, și ieșirea omului din relație cu Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă relație cu el. Da. Împărăția lumii înseamnă sisteme religioase prin care omul încearcă să cârpească într-un fel relația, dar nu va reuși niciodată. Așa este. Îmi place ceea ce punctează autorul chiar la începutul capitolului și oarecum asta setează premisa discuției noastre și citez: încă de la facerea primului om, Adam, Dumnezeu a asigurat toate condițiile ca el să fie pe deplin fericit. Și mi se pare fascinantă ideea aceasta, Dumnezeu a setat contextul, toate condițiile de a fi fericit, dar ceva s-a întâmplat. Cu acest scop, Dumnezeu i-a făcut o parteneră de viață omului pentru a avea cu cine să-și împărtășească toate simțirile, trăirile, dintre cele mai intime. Așezându-i în grădina Eden, Dumnezeu i-a dat omului autoritate completă peste toată creația și libertate deplină în grădină, cu, desigur, o interdicție, acest termen care în ziua de astăzi produce un pic de indignare, interdicția de a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Adam și Eva, soția lui, nu numai că aveau în grădină tot ce își puteau dori, dar în fiecare zi Dumnezeu îi vizita în răcoarea dimineții. Sunt oameni care s-ar bucura să fie vizitați măcar o dată pe an de pe o persoană importantă, nu-i așa? Cu atât mai mult de Dumnezeu însuși în fiecare zi. Ce puteau oare Adam și Eva să ceară mai mult de atât? Dar cu toate astea ceva se întâmplă în viața lor, în trăirea lor, și intră în lume ceea ce numim noi păcatul original. Exact.
Acum sunt convins că mulți dintre cei care ne urmăresc cunosc istoria, relatarea Bibliei de Adam și Eva cu pomul acesta, fructul interzis, da, mușcând din el, au început să cunoască anumite lucruri și au ieșit de sub, din cuvântul lui Dumnezeu sau din porunca lui. O întrebare pe care aș vrea să ți-o lansez în discuția aceasta este un argument pe care noi ca și creștini ar trebui să-l aducem în fața celor care spun, da, domnule, înțeleg ideea, dar au fost ei. Noi, dacă eram, considerând oarecum că suntem ființe superioare, noi am evoluat, domnule, de acum 2000 suntem de ani. Suntem duși la școală. Da, da, sau acum câteva mii de ani. Noi, dacă am fi fost în locul lor, am fi procedat altfel. Și aici este argumentul nostru ca și creștini. De unde știm asta? Sau de unde știm că și noi am fi făcut la fel? Noi am fi făcut la fel pentru că vedem în generația noastră că toți facem la fel. Chiar dacă, să zicem, l-am primit într-o zi pe Dumnezeu ca Dumnezeul nostru, ca stăpânul vieții noastre, vedem că datorită situațiilor vieții prin care fiecare dintre noi trecem, la un moment dat suntem tentați să ieșim de sub ascultarea sau din relația directă cu Dumnezeu și să plonjăm undeva în cunoașterea binelui și a răului pe acest punct. Fiecare dintre noi poate am avut sau poate o să avem un moment în care să întorci pentru câteva clipe spatele relației cu Dumnezeu și te apuci în momentul în care ai întors spatele și nu mai ești în relație 100% cu Dumnezeu, te apuci să guști din lumea aceasta și binele și răul. Așa că este pentru fiecare generație valabil lucrul acesta. Nu că ei au făcut și noi nu am fi făcut sau că noi nu facem. Facem și noi la fel. Așa este. Ideea este că oricât de mult am încercat să ne ascundem după anumite lucruri, să considerăm că suntem mai buni decât Adam și Eva, adevărul pe care, așa cum l-ai reiterat și tu, este că nu putem, din moment ce o facem în fiecare zi. Dincolo de asta, există cineva care are o influență puternică asupra oamenilor în general. Eu îl numesc adversarul. Sigur că da. Putem să-l numim sub diferite nume, Satan, diavolul, acuzatorul și așa mai departe. Nu știu, într-o lume în care, paradoxal vorbind, misticismul ia tot mai multă amploare, parcă oamenii nu vor să recunoască această influență negativă pe care adversarul o are, așa cum și Dumnezeu are o influență pozitivă, dacă îi permiți și dacă viața ta este în concordanță cu ceea ce vrea el. Și din experiența ta ca preot, din experiența ta ca și slujitor, poate ai întâlnit oameni, povești de viață, da, cât de multă influență crezi că are acuzatorul, adversarul asupra oamenilor și dincolo de asta cât de mult conștientizează omul că totuși este influențat negativ în anumite decizii de acest om care de la început, de la începutul creației lui Adam și Eva a fost acolo. Din păcate, am văzut că majoritatea, să spun așa, a creștinilor noștri pendulează între Dumnezeu și Satan. Okay. Merg câteodată oamenii cu probleme la preot să se roage pentru problema lor. Vorbesc despre țara noastră în context general, nu vorbesc despre anumite grupări care s-au îndepărtat de preoție. Și dacă văd că nu se rezolvă problema de către biserică, de către preot, se duc imediat și apelează la un magician sau la un vrăjitor. Am avut cunoștință de astfel de persoane, cunosc personal astfel de persoane care, după ce au trecut pe la mine, s-au dus și pe la cel care dădea în bobi sau care ghicea în cărți sau care făcea nu știu ce magie și veneau la mine apoi și mă întrebau, părinte, am fost la unul care zice că face magie albă. Și eu le răspundeam că magia neagră sau albă, unui tată s-o și altui mumă sa. Da. Adică tot același stăpân, adică tot pe același diavol îl are ca stăpân, cel care face albă sau neagră, tot aia este. Da. Deci omul, în general, pendulează între Dumnezeu și cel rău, din păcate, și cel rău. Uite, și deși are o influență mare asupra vieții oamenilor.
cred că e important să și conștientizăm lucrul acesta, pentru că dacă oricum trăim într-o societate în care ți se spune că tu controlezi totul, că destinul e în mâna ta, că alegerile sunt ale tale și așa mai departe, și înaintând în vârstă, în viață, totodată, crezând astfel de lucruri, încep să nu mai conștientizezi că de fapt există și un tărâm nevăzut și că anumite influențe sunt în viața ta pozitive sau negative. Și sigur, treci pe lângă sigur, ele. Sigur. Uite, deși Dumnezeu nu avea nicio datorie să mai acorde o șansă omului și omenirii prin ce au făcut Adam și Eva, totuși el a hotărât să dea încă o șansă și oarecum aici se reflectă și viața ta, pentru că și ție Dumnezeu ți-a dat încă o șansă. Sigur că da. Cum ne dă și nouă încă o șansă după șansă, așa mai departe. Însă cum vezi lucrul acesta în viața ta și cum te-a influențat asta? Știind că, da, se întâmplă să cădem, să avem mai mici sau mai mari păcate, cum le numim noi, dar da. Dumnezeu ți-a dat așa încă o șansă. Sigur că Dumnezeu mi-a dat o șansă, pentru că șansa este acel Iisus Hristos pe care într-o zi l-am primit ca Domn și Mântuitor în viața mea. De fapt, eu nu i-am întors spatele niciodată, chiar dacă am fost căzut, ci întotdeauna am întins mâna spre un Salvator și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mâna mea întinsă a fost apucată de el și de copiii lui. Printre copiii lui, l-a folosit într-un mod deosebit pe fratele Mike, pe autorul acestei cărți. Vreau să spun că am avut un moment datorită situației familiale în care am zis mă voi întoarce înapoi în Biserica Ortodoxă pentru a-mi reface viața, nu pentru că aș fi crezut din nou în idealurile sau în ceea ce crede Ortodoxia. Da. Am un coleg și prieten care este episcop la Milano, în Italia, și care, auzind situația că sunt singur și părăsit de toți, chiar de către frați. Da, păi a fost un moment destul de complicat și uite, da. Poate că o să dezbatem și în următoarele episoade cumva și judecata asta. Foarte aspră. Aspră a creștinilor aspră, în general. A creștinilor general. Evanghelici. Da, 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 foarte aspră. A pastorilor aspră. Și, bineînțeles, și a celorlalți credincioși, în marea majoritate. Foarte puțini care au avut o altă atitudine, să spunem așa, față de situația prin care am trecut. Colegul acesta, cunoscându-mă din tinerețe, mi-a spus, uite, dacă vii la mine la Milano, eu te pun din nou în poziția de preot, aici poți să-ți găsești pe cineva, să-ți refaci viața din punct de vedere social, nu spiritual, așa. Și am zis, măi, decât să cad în alte stări, în alte situații, rămânând singur, da. Mă voi duce la omul acesta, la colegul meu care mi-a întins mâna, prietenește, vreau să spun, da. Și frățește, că eram prieteni în tinerețe. Și am considerat că dacă mă voi duce și voi sluji ca preot la el, voi putea să mă mențin pe o linie de plutire în viața pe care o duc acum. Am considerat lucrul acesta, cu toate că linia de plutire ți-o dă doar Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. A fost un moment de alunecare, să spunem, pe fondul trăirilor mele destul de grele și negre pe care le-am avut. M-am dus la Milano, m-a reprimit ca preot și am slujit în această poziție doar o săptămână. Destul de scurt, da. Scurt, că n-am putut mai mult, n-am putut că nu m-a lăsat conștiința și Duhul lui Dumnezeu care este în mine. Episcopul acesta are un preot la Timișoara care are o mică capelă, o bisericuță, și când m-am întors înapoi în țară, mi-a deschis posibilitatea de a sluji alături de preotul de la Timișoara. M-am dus în duminica următoare, venirii mele în țară, revenirii în țară, din Italia, am îmbrăcat hainele preoțești, am început slujba, dar când primul lucru a fost să mă întâlnesc cu câțiva ortodoxi care au participat la o seară de evangelizare,
unde am fost eu ca păstor, ca pastor, și m-au recunoscut imediat. Păi, dumneata le ești acela care ai spus că ortodoxia are defectele acestea și că te-ai întors. Și acum, cum devii aici? Prima dată am vrut să mă ascund de oamenii aceia. Erai oarecum în postura apostolului Pavel, adică exact. După ce ai condamnat și ai făcut parte din plutonul de execuție, acum vii din acum, nou să ne spui că... Da, nu-i bine. Da, nu te-ai dus, odată ne-ai părăsit și acum vii din nou. Da. Bănuiesc că a fost dificil. A fost dificil. Prima dată privirile acelor oameni, apoi când m-am văzut înconjurat de icoane, de toată recuzita preoțească, lucruri pe care eu le descriam în evanghelizările la care eram invitat, că n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, acum să le iau din nou în mână, să mă închin înaintea lor, să le fac plecăciuni, să le consider ca fiind valoroase, dintr-o dată, așa în timpul momentelor acelea de slujire, parcă cineva a aruncat un lighean de apă rece pe mine, m-am trezit și de-abia am așteptat să se termine, așa ca mă uitam la ceas cum trec secundele, să termine slujba, să dezbrac haina preoțească, să las icoanele deoparte, să las ritualele deoparte, dându-mi seama că nu este ceea ce trebuie să fie. Și a fost o singură săptămână în care am stat ca preot și o singură sau două liturghii, una la Milano și una la Timișoara, în care am slujit din nou ca preot. Pomeneai, după aceea, deci a fost o reîntoarcere foarte scurtă. A fost o alunecare pe fondul crizei familiale și sufletești pe care am trăit-o. Pomeneai un lucru foarte interesant de conștiință. Nu te lăsa conștiința, a intervenit conștiința acolo. Și uite, citesc încă un lucru din primul capitol. De-a lungul vremii, Dumnezeu a ținut legătura cu omenirea. Și oarecum când ai spus asta, m-am gândit la această frază, implicându-se prin evenimente mântuitoare de-a lungul istoriei. Metoda principală folosită de Dumnezeu pentru a reface relația cu oamenii a fost alegerea lui Avram și ridicarea unui popor prin care să-și proslăvească numele pe acest pământ, și întreaga istorie ce a urmat acelui moment este una clar ce ține de providența lui Dumnezeu, legat de popor, legat de Avram, legat de decizii în general, pentru că știm din istorie că poporul Israel a fost ca un pendul, așa cum aminteai tu, între alb și negru, dacă vrei să numim lucrul acesta așa. Însă, dincolo de asta, uite, mă gândeam la un lucru interesant. Faptul că legea, sigur, dată unor oameni cu o gândire limitată pentru acel timp în istorie, legea a fost un lucru care a fost greu de împlinit, dacă nu imposibil. Tocmai de aceea Biblia ne spune că a fost un dreptar, un lucru pedagog, care arăta înspre Hristos. Dintr-un context al legii, dintr-o dată văzându-te într-o postură a Harului, bănuiesc că n-a fost simplă această tranziție și ajustare pentru tine, atât la nivel mental cât și emoțional, venit din contextul acesta ritualic. Da, sigur, a fost o luptă foarte mare în interiorul meu, vreau să spun de la convertire, vorbim acum, nu despre căderea pe care am spus-o mai înainte, de a-mi transforma întreaga gândire, pentru că eu atât viața personală, cât și pe cea familială, cât și pe cea de slujitor mi-am bazat-o pe tot ceea ce înseamnă ritualuri, pe tot ceea ce înseamnă tradiții și legi bisericești. Și dintr-o dată acum m-am văzut doar într-o relație cu Domnul Iisus Hristos, l-am văzut doar pe Domnul Iisus Hristos ca fiind unicul mijlocitor, unicul mântuitor, unicul miel de jertfă, unicul care are cuvintele vieții veșnice, unicul care îți dă Duhul Sfânt, cel care te naște din nou, cel care îți deschide ușa spre împărăția lui Dumnezeu, și a trebuit să trăiesc o transformare a întregului meu sistem de gândire pe care mi l-am însușit încă din copilărie. A fost un drum lung, dar am reușit, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, bazându-mă pe acest ghid de la care niciodată nu vreau să mă îndepărtez. Da, era clar că omenirea, după căderea în păcat și după păcatul original venit prin Adam și Eva, avea nevoie de o soluție. Sigur. Această soluție fiind... O avem și noi astăzi. Da, fiind Iisus Hristos. În acest context,
Cine este pentru tine Iisus Hristos? În primul rând, în ultima vreme, să spunem așa, l-am conștientizat pe Domnul Iisus ca fiind marele și supremul exemplu pentru viața mea. Tot ceea ce a însemnat umilirea Domnului Iisus Hristos, smerenia Domnului Iisus Hristos, apoi jertfirea Domnului Iisus Hristos, le-am trăit și eu, bineînțeles, în proporțiile pe care un muritor de rând le poate trăi, le-am trăit și eu în viața mea, în simțirile mele. Vreau să spun că atunci când mergeam cu poșta prin sat, mă gândeam sau am putut să merg din casă în casă, din poziția în care eu nu colindam printr-un sat, ci colindam pe jumătate din planetă, mergând la fiecare băbuță și la fiecare moșneac din sat și la fiecare om din sat, acum nu desconsiderăm pe nimeni, că toți trăim în poporul acesta și facem parte din el, dar bineînțeles, n-am avut niciodată o raportare directă la satul în care locuiesc eu, nefiind de acolo din satul acela, mă gândeam la smerenia Domnului Iisus Hristos. Și doar așa am putut să merg la poștă și să le duc la oameni scrisori și plicuri și altele, gândindu-mă că și Domnul Iisus a făcut lucrul acesta, nu că la fel, ca mine, sigur, într-un mod deosebit. Așa. Apoi l-am luat pe Domnul Iisus Hristos ca model de jertfă, necăutându-mi în raport cu familia, cu copiii, cu soția, un drum altul în viață decât alegând calea cea mai grea, și anume așteptându-i zi de zi să revină acasă, stând în singurătate zi de zi de zi de zi, având credința și trăindu-mi așa toate trăirile acestea care sunt cele mai intime și greu de exprimat, având gândurile pe care le-a avut Domnul Iisus față de omenire, să spunem așa. Deci, pentru mine, Domnul Iisus este un mare exemplu, dar nu este doar un exemplu, pentru că El este și un mântuitor, El este și mielul de jertfă, El este Cel prin care am primit cuvintele vieții veșnice, El este mântuitorul meu și al lumii în general, împăratul care va veni, trimisul lui Dumnezeu, tot ceea ce spune Biblia este. Doar că în anumite momente ale vieții vezi o parte a diamantului, în altă, da, alt moment vezi o altă. El este un diamant, să spunem, așa care este, are mai multe fețe. Cred că vei fi de acord cu mine în finalul discuției noastre. Citesc câte puțin din finalul capitolului 1 și anticipăm oarecum discuția noastră despre capitolul 2, care va însemna restaurarea omului, dar dăm voie să-ți citesc câteva lucruri. Dacă credem ceea ce discutăm, este foarte important ca oamenii să se întoarcă la adevăratul și la adevărul enunțat și trăit de Iisus. Dacă îți dorești cu adevărat mântuirea sufletului, fii gata să citești cu atenție mai departe și să pui în practică ceea ce citești. Și cartea aceasta are menirea să-L actualizeze pe Iisus, sigur, în modul cel mai direct, concret și simplu. Și cred că aici este esența, de fapt, în a-L portretiza pe Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, care este Cel trimis de Dumnezeu ca să răscumpere omenirea din mocirlă, sigur, și din valoarea păcat. Acestei cărți constă în faptul că sunt abordate învățături ale Domnului Iisus Hristos 100% și este bazată această carte doar pe cele 4 evanghelii. Așa și e. Astfel fiecare cititor are o claritate în diferite subiecte exact ce a vrut să spună Domnul Iisus. Nu alții, nici chiar măcar apostolii care au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu, ci doar ce a spus Domnul Iisus Hristos. În aceasta rezidă valoarea cărții acesteia. Așa e, Cristian, îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Anticipăm, prietenii, următorul episod în care povestim despre capitolul 2, restaurarea omului prin implementarea împărăției lui Dumnezeu, și ajungem și la anumite pasaje din Scriptură pe care împreună cu Cristian le vom discuta, le vom analiza. Așadar, vă reamintesc faptul că această carte, Dumnezeu te iubește, pe care ne bazăm noi discuțiile din acest podcast și din aceste episoade, se poate găsi și pe site www.cristianteiubeste.ro.
relatie.com. O găsiți în format electronic acolo. Totodată găsiți și lecțiile sau capitole despre care noi povestim și în format audio aici pe canalul nostru de YouTube. O abonare, o distribuire ne ajută. Până data viitoare, când discutăm despre restaurarea omului și împărăției împreună cu Cristian, sperăm să ne auzim cu bine și să ne revedem cu bine, indiferent de ce se întâmplă sau de ce auziți, nu uitați, Dumnezeu vă iubește!